Salut băi sacalilor, ce faceți? Bă, astăzi o să fac ceva complet nebunesc, n-am mai făcut asta în viața mea. Astăzi o să merg la Pepco și o să cumpăr 100 de perechi de chiloței pentru că știți voi reacția mea faimoasă care a făcut 2 milioane de vizualizări. Trebuie să știți un pic din ea. Omul în coace! Chiloței de la Pepco. Și de acolo a plecat mema asta supremă cu mine și cu chiloței de la Pepco și am zis bă, trebuie să cumpăr chiloței de la Pepco, adică da. Urați-mi succes și nu uitați să lăsați un like ca să câștigați o pereche de chiloței de la Pepco pentru fetițe de 7-8 ani. Yeah! Ai vrei să-ți spatem bani dacă vrem să cumpărăm chiloței. E viața noastră. S-a dus alocația ta. S-a dus și banii din YouTube, s-a dus alocația, stimate clienți în continuare. Sper să nu mă ajungă chiar de toți bani, adică să mai rămâne și mie ceva să mănânc de seară, mă înțelegi? Doamne ajută, ce o fi, o fi, domnule ani jumate, doamne ajută. Uite-l, uite-l cum stă acolo și mă așteaptă chiloței, mă cheamă. Ești pregătit să mă filmez cum cumpăr chiloți? Să fii pregătit. Îți țin mâneza. Îmi place cum intră pe auto random. No, treci și cumpăr chiloței. Da, mă așteptam să fie gen gigante, frate. Bun tip pep cu ăla mare, adică scrie atât alt afară și... Ai cu pe aici, dar nu, ăștia sunt mari, mă. Ok, ăștia sunt de 7-8. Bă, dar aveam și mai mici, cred. Iau de ăștia așa, nu cu grida, vreau cu rând, cred. Merită? Merge, ia-și curta, ia-și curta. Ia-i curta? Da, cum? Iau două, mamă, cu steluțe. Fai, mamă, ce-mi plac steluțele. Wow, mamă, și mie așa, mamă, sunt mult chiloții de la... Hai, gen, ai idei unde e casa? Mai încolo, în colț. Vrei să-ți iau vreo cană? Nu, frate, e ok. Vrei să punem ăștia în cană sau... Vrei să punem chiloței în cană? Acolo, frate. Ah. E doar o coadă. Ok. Ah. Ok. E super tare, adică... Păi bă, câte două, să mai au și câte una. Dar uite cât de tare. Nici nu vreau să văd unde e coada. Mă gândesc cum o simt prima doua oară să facem același lucru. Să avem casa plină de chiloței cum o să fie. Nu vreau să mă gândesc la cum o să fie. Două perechi. Mai avem 98. Ok, mamă, să mă, tu dai seama ce față. Ai văzut ce față a făcut tipa aia când a văzut că ce încă caută asta cu două perechi de lucru? Trebuie să păstrezi bonurile, că dacă mi le cere, nu? Atent number 2? Da, mai avem 98. Să fie 98. Coloană sonoră, frate, copii care plâng. Gălăgie, căldură, frate, mă simt ca în iad. Eu zic să-i luăm pe albaștri, frate. Albaștri? De sus, de lângă tine. Chiloții de la pe albaștri. Da. Oh, da. Nu sunt așa un pic juicy. Uite, sunt mai mici, de ăștia trebuia să-l lupi. De ăștia micuți, mă, așa să fie. Uite-ți ăștia, deja sunt prea mari, mă, băi, n-am știu. A, uite, zici și boxerași. Nice, cred că vrei boxeraș. Frătițele, power, pasc. Ia stai să dau un focus pe el. Dar nu, că ăștia nu-i de la Pepco afară. Vreau să fac vânzare la Pepco, mă, la distribuitor de ea. Și încă una așa. Uite și ăștia, că sunt roz la prins. Ce zici? 4 perechi? Ia, se vede. Se ridică așa. Ia uite, încă 4 perechi, hai încă, John. Vrei ce mai înseamnă șosețele? Să iau șosețele? Vrei să te îmbraci? Vrei șosețele? Vreau șosețele. De care îți vin? Astea-ți vin? Probabil să-mi vină dacă trag o leac de ele. Dar nu, că nu se asortează așa. Lasă, că nu-ți iau. Nu? Bine. Ce zici, Luci? Stăviar. Stăviar la coadă? Stăviar la coadă. Bă, dar merită, bă. Ăștia schilozi, nu schilozi, bă. Bă, ce-a zis ăștia, bă? 90, deja strămă. Mai copii trebuie. Mai sunt 72. 82. Îi dai taiere la montare. Nu mă duci minte așa. Lasă, frate, cum avem până la 100 de chiloței? 100 de perechi? 100 de perechi de chiloței? Păi, eu... La revedere! Încă 4 bucățele aici. Avem, cât avem? 20? O plictisit deja să mă vad acolo. Stai să păstrez bunul cu mă oară. Ești pregătit să intrăm din nou? Sunt pregătit să intrăm din nou. Doamne, așa, hai să-i pun gheoza. Oricum o să vreau să-mi brac o pereche. Nu știu dacă vrei și tu. Pe toți. Am făcut o mică călătorie până la Lidl, că nu mai puteam de sete, că să cumperi chiloții e greu, adică ți se face sete. Plus că acolo gândiți-vă așa, splânțete de copii, căldură, mami care țipă, bătăi și eu care cumpăr chiloții. Mai avem de cumpărat încă 80 de chiloții, deci vreau să mă duc numai la tipa aia, frate, până când o să mă dea afară, jur. Deci numai la tipa aia, mă duc orice ar zice, zic, să rămână, ne vedem pe curând, mai afușa, ne vedem în 2 minute, numai așa o să zic, știi? We are back, poftim, go ahead, din nou, doamne, ce o să zic asta când intrăm, ba, ia, mersi. Așa că e cineva care cumpără, stai cu data la urmă, venit ăsta. Cumpără chiloții, mai aduceți la raion chiloții. Aduci la raion chiloții, că e bine. Hai să mă fac, mă uit după. Ce crezi, că surioara mea ar vrea ceva de genul? Ar merge ceva de genul. Da, păi, asta iau, așa. Ia să vedem, oh. Mă duc una sau cu două? Cu două, frate.
Ca la morți așa? Ca la morți, am întors. Forță, forță. Wow, vreți îți una de asta de Crăciun? Da, frate. Mamă, ce drăguț. Zic că merg. Bună ziua. Ziua. Mama mea chiar. Nu, mă dați seama, cu 23 de filoare, fiecare de stai de kilos curat în mediul ăsta. Urmă, ne vedem acușa. Îmi place că luăm și chestia asta cum plecăm de lângă. Păi ce da, doamnă? Mă gândeam că rezistă până la 5, dar la 3 oară. Am zis, na, știți. Atâtea surioare acasă, trebuie să ai fiecare chiloți curați când mergi la școală. Când vine la școală. O, uite ce e de chiloți întregi, ui, chiloți întregi. Câți avem acum? Păi câte avem ultima dată? 30, să zicem, 70. Mamă, sunt mă l-am plictisit. Am o bufneră, sunt o bufneră. Oh, shit, here we go again. Iar o dată la mata mea. Iar o să ducă chiloții pe raio cel om de data asta, Lucian. Cred că... Îți plac că ea mai așa mai bleu marin. Tot chiloței, aparent. Albatru, închis. Bleu marin. Bleu marin. Mă, fața aia. Bleu marin. Bă, chiar vreau să investesc că... în mine, frate. În chiloței vrei să investești acum. Ești pregătit să mai cumpăr pregătit în chiloței? După următorul video, mă îmbrac cu sute de perechi. Ar merge. Bună ziua. Aici pentru mine. 22 de lei anul, e cel mai mare. Să punem coșul. Nu ieși dintr-o răb prea curând, nu? Abia am venit. Oh. La spate ce așa de mine? Nu mai vedem. Cum ați dumneavoastră? Nu știu, nici chiar. Mai vin șansul ăla. Să rămâna pe curând. Am ciretat de subor. Doamne, iar un caz de bă, măcar nu iese din turul tipa. Mânează în chiloței, băgăm la ghiozdan. Alții întreabă când intră, pardon, unde ne punem bagajele noi? Tu cu apă, cu geacă, eu cu chiloței, cu ghiozdan. Îmi mutăm un peco. Pune și tu una, așa, ăștia numai chiloței. Pune așa mâna. Strânge, bă, câți chiloții ești, bă. Dacă cumva credeți că s-a terminat, e bine nici n-a început. Eu zic de data asta să luăm mai mulți. Ne băgăm așa pe vreo 5-6 perechi. Deja ajungem pe la... avem deja multe perechi, nu? 53, 56, 59, 62, 65, 68. Hai la casă? Hai la casă? Casa numărul? Casa numărul 3. Recomanzi? Da, este nu, dar dacă veniți cumva să vă duceți la casa numărul 3, fără glumă, deci chiar merg. Mai țin minte că nu era coadă? Mă aduc aminte momentele alea frumoase. Ce vremuri bune și acum e full de coadă. O să primesc cu insignul de client fidel? Încă nu? N-am terminat atunci. Mai bine, mai bine. Nu vă mai spun la revedere că nu mai are rost. Încă o exurgă. Păi dai de treabă, te bați, e super, super, dacă o simți, ține bon. Încă de ce chilose? Simt cum se îngreunează ghiozdanul, adică când am venit cu el așa gol și acum are... Yeah. Nu știu, închilare, că dai seama ceva random, știi, așa cum ar veni. Imaginează, mă văd așa cu o fată, știi cum ar veni și să ținem un pic jacheta și să vadă tipa acolo, mi-o ține și cade așa, cade niște bonuri. Bă, și așa o mână de bonuri, și uite așa pe ele. Chiloței roz pentru fetiții, 7, și doamne, știi? Cumpărăm un chiloței, Lucian. Haide, Lucian. Ok. Ce luăm de data asta? Acum ia cu zebră. Zebra. Uite așa, Lucian. Îți marcă pe coda. Iau de ăștia cu zebra. Vrei cu zebra? Vrei și cu litere de astea să înveți alfabetul? Când da, normal. Știi când faci așa la Ivana? Op, și stai așa pe toaletă, știi? Nu, a, bă, cât, știi și înveți. Ok, mai nu, încă trei perechi. Vrei și de ăștia roz? Normal, Lucian. Sau să iau și albi, bă. Hai să luăm și albi. Hai să iau și albi, că mai mare păcatul ăsta în toate culorile, să n-am apă. Adia. Tot eu. Păi da. Ce obosit sunt de la cumpărat atâția chiloții. Și să zici că n-am înțeles. Nici eu. Stay wild. Stay wild. Cum zici că e așa ceva pe în față aici, știi? Stay wild. O idee. Super, super, bun. Asta e penultima oară când am intrat, acum intrăm pentru ultima oară. Deja s-a săturat doamna de noi. Oricum, cred că am început deja să o cunosc. Trebuie să văd cum o cheamă. Scria cumva pe cusonul ăla? Nu, no, n-am văzut. Băi, ești prost, zici că fac inventarul la mine la magazin așa. Ce fac eu cu atâta chiloții? Dar de fapt, cred că știu ce o să fac. O să mai merg o dată. De data asta dăm finish așa cu o singură pereche, știi? Da, cea mai bună. Iară drumul ăsta. Deja l-am învățat. Drumul spre casă, nu-i la. Da, exact. Hop.
Asta e cu scurtătură. Hai, Lucian, arată-ne ce chiloții vei lua ultima dată. Nu, vreau ca tu să alegi ultima pereche pentru că e ultima. Una și ultima, frate. Bine, hold the camera. Hai să te văd. Alege tu ultima pereche, frate. Ultima, da. Care vrei tu? Nu mă interesează prețul, mă interesează. Vreau să fii, să scrii pe copii aici, să fii ultima pereche. Ultima pereche. Ieșim așa. Grațios. Îți plac ăștia? Ăștia? Wow. Bine. Ăștia să fie, dai la cumpărător, ține camera și doamne ajută. Unde plecați? Da, tot la mine. Da. Deci e ultima oară, vreau să fie în lume. Bine că n-ați plecat. Da, de acum v-am lăsat. V-am lăsat. M-ai lăsat 200%. Sper că o să ne mai vedem curând. Mulțumesc, la revedere. La revedere. De fapt, nu pe curând, că am dat ultima oară. Bă, ce păcat, nu, deci am crezut când lucrează, știi, în ce program. De la ce oră, dar nu-i să mai cumpăr, frate, ești nebun. Frate, tipa și-a lăsat treaba ca să vină să cumpăr eu chiloții, știi? Bună, tati, de chiloții. Pepco, marca întâi. Și-a fost mai scurt, marca întâi. John, uite la că cât chiloți am, nu vine să cred, bă, e plin și mai stai și pe dedesu, bă, e plin aici, bă, 100 de perechi de chiloței de la Pepco, să mori. 100 de perechi de chiloței de la Pepco, să mor, am făcut asta. Ajungem acasă și facem unboxing la toate, promit. Hai încoai, pun pe pereți, ce fac, îi donez. Da, bă, șacalor, am ajuns, ghiozdanul ăsta este plin, 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 frate, cu chiloței. O să le fac acum un unboxing aici frumos, cu toți chiloței. Nu știu, nu știu ce o să fac, că îi dau să-i scot. Colegule, ai dorit să mă filmezi? Normal că aș dori să te filmezi. Haide, haide. Bun, trebuie să-mi dau asta jos, că bărbații adevărați fac la bustul gol. Bine, nici chiar la bustul gol. Iată, Johnule. Gata. 3, 2, 1. Uai, dă capul meu! Am bradieri pe aici, pixuri! Am un ghier. A, da, am un ghier, chiar corect, trepiedul. Ce zici acum să fac? Păi să-i desfac pe fiecare. Dar merită să-i desfac pe fiecare. Merită. Ce doresc să fac dacă fac unboxing la chiloții? Jur, dacă vine vreo fată la mine și vede, zice, bă, tu ce faci? Sau mama să vină la mine, bă, să... I-ar plăcea, ar fi mândră de tine. Am intrat de 10 ori și am cumpărat chiloței. Da. Crezi că mai fură cineva? Uite-o bă, uite-o alea. Ce mi-ai pus să așa fac unboxing-ul, să mor, bă, dar nu văd, bă. Mi-aduce aminte din anime. Bă, dar nu văd, să mor eu, dacă trebuie să mă uit așa, lateral, știi? Jur că mi-e nere, și ce fac? Îi agăs pe perete, ce Dumnezeu fac? Că nu... Ar merge așa alea. Fetelor, dacă aveți nevoie de lingerie intimă, știți pe cine să sunați, da? Am oricând, la orice oră, orice model, orice culoare. Am cu alfabet, am cu animale, am cu forme geometrice, cu steluțe, am tot ce vreți voi, fetelor. Cam așa arată, bă, nu știu ce e asta, dar așa, pe asta l-am numit chilotul chiloților, frate, adică fii atent, stay wild, frumos, și bam, aici, haide, chiloții, băi, băiatul are 2 kg, jur, uite dacă mi se încordează așa brațul, venă, poc, aici pe braț să mor. Probabil, vă jur, că dacă cumva în viitor apropiat, eu mă gândesc să-i pun pe perete, știi, pe aici să-i agăț așa, fac o linie de aia și-i agăț pe toți pe perete, dar dacă o să fac asta, jur că fac un vlog și cu asta. Ia uite-mă, John, cu chiloți pe mine, ia uite-mă, haide, haide! Deci acum mă îngroap în chiloți, nu știu dacă se vede, dar para mea, vrem să mă îngroap în chiloți, gen, ma, pentru thumbnail, dar măcar... Am chiloții, chiloții. Dar măcar mă îngrop frumos, adică arată bine? Da, da, merg. Mamă, cum se vede că stau așa, am chiloți, mamă, mi-ai făcut piramida lui Cheops aici din chiloți! Da, cum, să mor tot, ia uite-mă, haide! Să pui și pe mine. Păi asta vreau să fac de astea așa. Bă, să am chiloți peste tot. Patul e plin de chiloți. Bine, nu cum așteptam eu când m-am mutat aici. Mă așteptam să fie și niște doamne cu chiloții ăștia, dar... Lasă când vine așa, am cumpărat eu chiloți de la Pepco, doamne ajută. Bă, mie mi-a mărțit foarte tare gâtul, așa că o să vorbesc așa, mă văd, mă aud. Nu uitați, dați un follow pe Instagram, la Ziculeț, aveți link în descriere neapărat. Nu uitați, dacă aveți nevoie de chiloți, să-mi dați mesaj. Nu uitați de un like și ne vedem data viitoare. Doamne ajută, spuneți dacă mai am așa ceva, la revedere. Pa, bă!